stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fabricat în Bistrița Năsăud. În următoarele 50 de minute veți vedea metodele prin care se confecționează diferite obiecte metalice. Stimați telespectatori, alături de mine se află domnul Vasile Scurtu, administratorul firmei Abraziv. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne, cu ce se ocupă firma dumneavoastră? Firma noastră se ocupă în general cu prelucrări mecanice, construcții metalice și, în general, cam ăsta e domeniul de activitate, prelucrări și construcții metalice. Și va face diferite produse, în general pe ce înseamnă pe metal. În ce an ați început activitatea? Deci, activitatea am început, firma s-a înființat în 2004 și am început pe domeniul general pe prelucrări mecanice. Și cel mai atunci am început cu partenerul principal, ne-a fost RAL Bistrița, care am luat pe partea de prelucrări mecanice radiatoare. Apoi, cu timpul, am început să facem și alte prelucrări cu alți parteneri, Miro sau diversi clienți. Pe urmă am intrat pe partea de construcții metalice, sub ansamble sudate. Am început cu partea de balustreze, inox, fier forjat și acum, mai nou, avem niște produse care facem suporți pentru saltele și, în general, blocatoare auto pentru roți. Cam ăsta e domeniul care ne desfășoară activitatea în principal. Dar acum, fiindcă comenzile, criza ne-a adus într-o situație mai dificilă, comenzile sunt mai mici de obicei decât până acum. Dar acum sperăm că cu ofertele pe care le-am dat să putem să încep să avem mai multe lucrări pe viitor. Dar vedem, nu știu cum va fi situația. De ce ați ales acest domeniu de activitate și nu un alt domeniu? Păi, normal, în 90 am început într-un alt domeniu, un serviciu auto, și după pe altă firmă, de fapt, și iar în 2004 am început cu prelucrând, pentru că e pregătirea mea. De fapt, sunt inginer pe mecanic și era domeniul de activitate. Și asta a început și mi s-a părut că e ceva care sunt mult mai apropiat de ceea ce pot să fac și ceea ce putem să facem. Acum, când am avut în 2004, am avut mult mai mulți angajați, am avut vreo aproape 30 de oameni, acum fiindcă situația este mai puțin, dar sperăm să mai rezolve problemele pe viitor. Înțeleg că criza de la nivel mondial va afecta și pe dumneavoastră. Da, ne-a afectat în primul rând pentru că am lucrat cu parteneri care, de fapt, pe ei a afectat foarte mult criza. Deci a fost RAL Bistrița, care pe lângă criză s-a și dezvoltat destul de mult și au renunțat într-o mare parte pe partea de colaborări. Și atunci, bineînțeles, ne-a afectat, bineînțeles, că comenzile sunt tot mai puține, din ce în ce mai... Înainte aveam probleme foarte mult cu oameni, nu găsăm personal angajat. Acum ai de unde să angajezi, dar nu prea ai ce să faci. Astea sunt problemele. Dar sperăm ca pe viitor să lucrurile să ia altă amploare, să putem să ne dezvoltăm altfel. Bine că mai avem parte de investiții, am făcut mai mult și va trebui să finalizăm ce am început, încă n-am finalizat, dar acum nu putem să încercăm prea mult pentru că nu se știe cum va fi situația pe viitor. Dar sperăm să fie bine, așa credem noi, păi vedem cum va fi. Până în momentul de față ați beneficiat și de fonduri structurale pentru investiții? Nu, deocamdată n-am beneficiat nimic, deci... Am mai avut, dar cred că documentația e foarte complicată de a întocmi. Am mai avut oferte care a încercat să ne pregătească documentația, dar probabil și lipsă de încredere, n-am, deocamdată nu. Acum, probabil că pe viitor, dacă lucrurile se vor schimba, am vrea să încercăm pe unele investiții, pe dotări, pe utilaje, ca să ne putem dezvolta activitatea altfel, pentru că lumea progresează și trebuie să fie... să ai utilaj la standardele europene. Dar deocamdată n-am încercat, dar să vedem cum vor mai decurge lucrurile. Există reglementări speciale din partea Uniunii Europene privind utilajele și lucrările care se efectuează în acest domeniu? Da, sigur că există, numai că problema e trebuie să ai o parte din banii ăștia, deci trebuie să ai ca să poți să beneficiezi de aceste fonduri. Ori acum, în momentul de față, lucrurile sunt mai dificile. Deci, fiind pe investiții, avem și credite, fondurile de obicei din fondurile europene se poate face o parte din investiția, restul trebuie să
să ai bani. Și acum, deocamdată, încă stăm mai prost, adică pe capitolul respectiv, pe financiar. Dar să sperăm că pe viitor vom putea face alte... vom putea beneficia, putem rezolva și bine ar fi foarte avantajos dacă te avem niște fonduri europene, mai despre dotare pe utilaje, utilaje mai performante, dar deocamdată trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Cine vă ajută în această activitate? Beneficiați de ajutor din partea familiei? Da, deci firma s-a asociat cu soția și suntem în familie. Directorul tehnic este băiatul meu, deci practic toată activitatea în familie. Ce înseamnă partea de administrare. Iar personal angajat care găsim. Acum nu-i probleme de personal. După ce va trece criza economică, care ar fi primele lucruri legate de dezvoltare la care v-ați gândit? Păi, după ce va trece criza, primul rând va trebui să putem să finalizăm partea de investiții și va trebui să ne putem dota. Asta e problema foarte importantă, să ne trebuie cu niște utilaje performante ca să putem face cerințele, pentru că de obicei mai avem cerere de oferte pentru diferite produse care la ora actuală nu avem dotare suficientă ca să le putem executa. Și sperăm că pe viitor, dacă asta ar fi ideea, ca să putem să ne îmbunătățim activitatea, adică să ne putem dota cu utilaje performante ca să ne putem adapta condițiilor clienților pe care ne cer produsele respective. Dar acum încercăm să facem cu ce avem și să ne folosim ca să putem să trecem peste greutățile astea care sunt acum. Care sunt principalele produse pe care le fabricați în momentul de față? Deci acum produsele principale sunt în general în ceea ce facem, ceea ce avem, de fapt, cerere mai mare, acum sunt sisteme de blocare pentru roți auto. Deși nu e așa dat de indicat, dar asta e cerința. Deci facem sens și, în general, apoi facem garduri, porți, balustrăzi, copertine, în general din oțet sau din oțel inoxidabil. Și mai facem un alt produs care îl facem, suport de saltele, somiere. Facem picioare de mobilier, de susținere de mobilier. Cam astea sunt produsele care... Plus servicii care facem diferite, de la diferiți clienți. Mă rog, parte de ansamble și subansamble sudate, că mai sunt care avem cerere. Cam astea sunt produsele care le facem acum. Materia primă este din țară sau o importați? Da, materia primă toată este din țară, din bază de aprovizionare din țară. Deci nu aducem ce parte de inox, deși ăsta se aduce din import, dar tot prin firme care sunt cu sediu în țară. Și nu v-ați gândit să importați direct materialele? Da, ar fi o soluție, pentru că întâlnim unele probleme la partea de aprovizionare cu baza materiale, pentru că prețurile la noi ajung foarte scumpe. Și numai că, fiind cantitățile mici de materiale, nu putem să... Vă dați seama că a trebuit să aduci o cantitate foarte mare de materiale ca să poți să aduci și direct din import. Așa că, deocamdată, ne limităm la ceea ce baza materială sau cea din firme, din întreprinderile din România, adică din